Comuna Valea Mare Pravăț se poate mândri cu faptul că are mai multe drumuri asfaltate decât multe orașe cu pretenții. Într-o proporție foarte mare, arterele principale au fost asfaltate, dar și străduțele lateralnice. Este și cazul străzii Râpi, care a intrat într-un proces de reabilitare. Administrația locală a alocat pentru acest obiectiv 8 miliarde de lei vechi, iar lucrările se apropie de final. Obiective ar fi multe. În primul rând este sala de sport din statul Nămeș, care e aproape de finalizare și putem să mergem să vedem stadiul lucrărilor. Mai avem în derulare și aproape de finalizare un tronson, se spune, pe Râpi și în Bilcești de asfaltare. Putem merge și acolo și puteți observa cu camera noastră de vedere ce stadiu se poate afla. Firma care a câștigat licitația este din Pitești și nu se află la prima lucrare în comuna Valea Mare. Autoritățile locale au fost mulțumite de raportul calitate-preț pe care firma pitește îl practică și din acest motiv a ales să continue colaborarea. Strada Râpi este cunoscută în comună ca una greu accesibilă, în special în timpul iernii, iar firma constructoare încearcă să finalizeze lucrările până la începutul anotimpului rece.